Bună ziua! Numele meu este Sorina Stoian și vom vorbi astăzi despre trunchiul de piramidă triunghiulară. Trunchiul de piramidă triunghiulară provine prin secționarea unei piramide cu un plan paralel cu baza. Dacă trunchiul de piramidă provine dintr-o piramidă regulată, atunci spunem că el este trunchi de piramidă regulată. Trunchiul de piramidă cu triunghiurile, cu bazele, triunghiuri echilaterale, se numește trunchi de piramidă triunghiulară regulată. Muchiile laterale ale unui trunchi de piramidă regulată sunt congruente, fețele laterale sunt trapeze isoscele și orice două apoteme ale unui trunchi de piramidă sunt congruente. Înălțimea unui trunchi de piramidă reprezintă distanța între bazele trunchiului. Problemele cu trunchi de piramidă apar în aplicații practice, după cum o să vedeți spre finalul acestei prezentări, unde am ales o problemă practică, în diverse contexte. De exemplu, dacă aveți un obiect în formă de trunchi de piramidă și doriți să îl îmbrăcați, de exemplu, într-un material textil, pentru a cunoaște câți metri, centimetri de material textil aveți nevoie, trebuie, de fapt, să calculați area totală a corpului respectiv. Deci, pentru asta trebuie să știți elementele trunchiului de piramide și formulele de arie. Dacă aveți un recipient în formă de trunchi de piramidă, atunci, pentru a putea exprima cât lichid încape în respectivul recipient, trebuie să cunoașteți formula de calcul a volumului. Sau, dacă aveți o piramidă în care puneți o cantitate de lichid și vă interesează cât a mai rămas în recipient, ce parte din recipient, cât la sută din recipientul respectiv a rămas neumplut. Sau de cât lichid mai aveți nevoie pentru a umple respectivul recipient. În cazul acesta, din nou, aveți nevoie de cunoștințe în ceea ce privește calculul volumului unei piramide sau calculul volumului unui trunchi de piramidă. De aceea, în următorul desen, v-am prezentat cum arată un trunchi de piramidă triunghiulară regulată, un trunchi de piramidă în care bazele sunt ABC și A prin B prin C prin triunghiuri echilaterale. ABC se numește baza mare, A prin B prin C prin se numește baza mică. Elementele acestui trunchi de piramidă sunt AA prim, BB prim, CC prim, muchiile laterale, înălțimea OO prim, distanța între centrele celor două baze, apotema bazei mari, care este OE, apotema bazei mici, O prim, E prim, ele reprezentând o treime din înălțimile bazelor. EE prim este apotema trunchiului și anume înălțimea unei fețe laterale, adică înălțimea în trapezul isoscel BC, C prim, B prim. Și raza bazei mici, apotema bazei mici și anume A prim, O prim și O prim, E prim. Formulele pentru calculul ariei și volumului trunchiului de piramidă prezentat sunt următoarele. Area laterală este perimetrul bazei plus perimetrul bazei mari plus perimetrul bazei mici ori apotema trunchiului supra 2. Pentru aceasta însă trebuie să știm cine sunt perimetrele. Perimetrul bazei mari e 3L mare, pentru că baza mare este un trunchi echilateral. Perimetrul bazei mici este 3L mic, pentru că baza mică este tot un trunchi echilateral. Area totală este area laterală plus area bazei mari plus area bazei mici. Ariile bazelor, atât baza mare cât și baza mică, se calculează după formula calculului ariei unui triunghi echilateral și anume L pătrat radical din 3 pe 4. Iar volumul este H
H pe 3 înmulțit cu aria bazei mari plus aria bazei mici plus radical din aria bazei mari ori aria bazei mici. Înlocuind formulele de arie, obținem, bineînțeles, în condițiile în care cunoaștem laturile bazelor, obținem formula volumului. Ca și lucruri importante într-un triunghi de piramidă triunghiulară, aș menționa rapoartele de asemănare. După cum am spus, triunghiul de piramidă provine din secționarea piramidei cu un plan paralel cu baza. În concluzie, dacă avem piramida triunghiulară regulată, VABC, și o secționăm la o anumită distanță de bază cu planul A prin B prin C prin, care este de asemenea un triunghi echilateral, obținem trunchiul de piramidă ABC A prin B prin C prin și vârful piramidei care practic îl tăiem VA prin B prin C prin. Această secționare cu un plan paralel cu baza atrage automat triunghiuri, atrage după sine triunghiuri, formarea de triunghiuri asemenea. Știm că o paralelă la una din laturile unui triunghi determină cu celelalte două laturi un triunghi asemenea cu cel dat. Teorema fundamentală a asemănării. În concluzie, dacă noi am trasat A prin B prin C prin plan paralel cu planul ABC, automat avem că latura A prin B prim, avem că latura A prin B prim este paralelă cu latura AB. Astfel, ni se formează triunghiurile asemenea VA prim B prim și VAB. Deci vom avea triunghiul VA prim B prim asemenea cu triunghiul VAB. Alte triunghiuri asemenea vor fi triunghiul VA prin C prim asemenea cu triunghiul VAC, VB prin C prim asemenea cu triunghiul VBC. Dar nu sunt singurele triunghiuri asemenea. Dacă ne uităm la desenul alăturat, observăm că și A'O' este paralelă cu AO. Și atunci vom avea triunghiurile VA'O' asemenea cu triunghiul VAO. Sau, dacă ne uităm în triunghiul format de apotemă, VN prin C prim va fi asemenea VN prin C prim va fi asemenea cu triunghiul VMC. Obținem astfel o serie de triunghiuri asemenea în care sigur vom avea unul dintre rapoarte comun. De exemplu, în primele două asemănări, raportul pe care îl identificăm ca a fi comun este VA prin BVA. În următoarele două asemănări, identificăm raportul VC prim pe VC. În asemănarea 3 cu 4, identificăm raportul comun VA prim cu VA. În ultimele două asemănări, identificăm, nu în ultimele două, ci în triunghiul VN prin C prin VNC cu triunghiul VB prin C prin cu VBC, deci în asemănarea 3 cu ultima, identificăm raportul VC prin PVC. În concluzie, putem trage concluzia că și putem scrie rapoartele de asemănare sub următoarea formă. VA prin PVA egal cu VB prin supra VB egal cu VC prin PVC egal cu VO prim, raportul înălțimilor, PVO egal cu raportul apotemelor VM prim PVM și egal cu latura mică
latura bazei mici supra latura bazei mari. De asemenea, putem scrie în continuare în șirul de rapoarte A prim oprim pe AO sau O prim M prim pe OM. Toate aceste rapoarte le notăm pentru simplitate cu K. Obținem astfel următoarea formulă de calcul pentru arii și volume, foarte utilă în cazul problemelor cu trunchi de piramidă. Și anume, obținem faptul că aria piramidei mici, adică VA prin B prin C prin, supra aria piramidei mari, deci aria piramidei VA prin B prin C prin, știm că raportul ariilor este egal cu raportul de asemănare la pătrat. Deci, raportul piramidei mici, vârfului, supra raportul supra aria piramidei mari, este egal cu K pătrat. De aici putem scoate foarte ușor, dacă cunoaștem ariile piramidelor, aria trunchiului. Și raportul volumelor, volumul piramidei mici, VA prin B prin C prin, supra volumul piramidei mari, va fi egal cu raportul de asemănare la cub. Acestea sunt rapoartele de asemănare întâlnite în cazul secționării unei piramide, obținând astfel trunchiul de piramidă. Ca și aplicație, am ales o aplicație practică pe care o să vă explic și vă voi lăsa dumneavoastră plăcerea de a vă delecta cu rezolvarea ei numerică. Și anume, această problemă spune că dacă avem o piramidă triunghiulară regulată ca în figura 1, VABC, care nu este altceva decât un recipient pentru parfum, în care știm că latura bazei este 6 și înălțimea este tot 6. În poziția din figura 1, avem informația că parfumul se ridică până la jumătatea înălțimii. Întrebarea este, dacă întoarcem recipientul ca în figura 2, adică îl întoarcem practic cu vârful în jos, baza ABC fiind deasupra, la ce înălțime se va ridica nivelul lichidului? Pentru a rezolva această problemă, trebuie în primul rând, vă dau câteva indicații pentru a vă fi mai ușor în calcul. Trebuie, în primul rând, ca în cazul figurii 1, să calculați volumul parfumului. Cât parfum aveți acolo? Pentru că aveți toate informațiile necesare. Știți, în cazul 1, că înălțimea parfumului este jumătate din înălțimea piramidei. Adică se va forma un trunchi de piramidă pe care îl vom nota A', B', C'. Și se va forma trunchiul de piramidă A prin B prin C prim A, B, C, în care înălțimea O prim O este jumătate din VO. Știm din ipoteza problemei. Deci putem afla foarte ușor, cu formula prezentată anterior, volumul de parfum din sticlă. După care, mutându-ne în figura 2, putem folosi, de exemplu, raportul de asemănare. Sau putem folosi diferență de volume, pentru că volumul sticluței VABC este același și în figura 1 și în figura 2. În speranța că v-am stârnit interesul, sper să găsiți cu ușurință ce se va întâmpla cu nivelul parfumului în momentul în care sticluța este întoarsă cu vârful în jos. După cum observați, fă o problemă cât se poate de atractivă și practică. Aveți grijă, vă rog, dacă încercați să faceți acest lucru cu sticluța de parfum, să vă asigurați că ea este închisă. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc, de asemenea, spor la treabă! La revedere!